Sfinte secondo le Papa, nel nome del Domino nostro Gesù Cristo, stando di casa in picciare la Incaslavi, tutti sempre una dorima in primo ora se proslavi il numero. Prezzo smulțumim frumos pentru faptul că tu ești acela care în fiecare dintre noi, în acest moment și până acum, ai dat viață, ai dat suflare, ai dat mișcare, iar în acest moment dragostea ta de mai multe locuri ne-a strâns în locul acesta. Chemăm numele Domnului Iisus Hristos peste locul acesta. Chemăm numele Domnului Iisus Hristos peste orice făptură, creăm și de tine. Te rugăm în bunătatea ta, binecuvintează totul. Amin. Binecuvintează cuvântul tău. Te rugăm. Ca orice cuvânt care va fi rostit în acest moment, în locul acesta, în această zi, să fie însoțit de Duhul tău, de puterea ta. Amin. Te rugăm frumos, numai tu ești acela care poți intra înăuntru fiecăruia dintre noi. Tu poți binecuvânta la nostru, tu poți pregăti lăuntru nostru pentru cuvântul tău. Amin. Te rugăm frumos, pregătește lăuntru nostru în dreptul fiecăruia. Amin. Ajută-ne să strângem cuvântul Amin. Tău. Fă ca cuvântul tău să ia chip în noi și să crească și în felul acesta numele tău să fie proslăvit. Toți împreună vrem să-ți mulțumim pentru orice binecuvântare pământească. Amin. Mulțumim în acest moment și pentru ploaie, și pentru soare. Amin. Și pentru tot ceea ce ai făcut tu ca să dea pământul tău rod și noi să avem ce mânca. Amin. Vrem să-ți mulțumim frumos și pentru orice binecuvântare cerească. Amin. Totul ne încredințăm în mâna ta. Te lăudăm pe tine, te slăvim. Și ție îți mulțumim pentru toate lucrurile. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Așa cum stăm, aș vrea să deschid în Sfânta Carta lui Dumnezeu și aveți Biblie la îndemână. O să citim un singur verset, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, capitolul 5, versetul 18. Deci, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu. Până Hristos Iisus, cu privire la voi. Amin. Amin. Prefer să fiu mai aproape de dumneavoastră, cum am unit la care dumneavoastră. Slăviți și rogați să fie Domnul. Amin. Duminica trecută am fost în Moldova și cu câțiva frați și acolo am vizitat trei biserici. Una dintre ele avea ziua mulțumire. M-am uitat la ei așa, cu pregătirea pe care au făcut, cu mâncarea care au făcut și am tras o concluzie pentru mine, am spus, nu era vorba nici de mâncare, nici de pregătire. Pentru mine era vorba că acești oameni s-au unit toți împreună, s-au bucurat toți împreună și l-au proslăvit pe Dumnezeu. Amin. E așa să se întâmple lucrul acela care s-a întâmplat acolo și aici, amin? Amin. Dumnezeu ne-a strâns, ne-a adunat, inimile noastre să le deschidem și prioritatea să fie proslăvirea lui Dumnezeu, amin? Amin. Amin. Eu locuiesc o parte de Frașcun, Vermănești. În fața casei mele este un mic imaj, să spun așa, sau o tolocuță așa cu iarbă. Și în luna august s-au strâns acolo mai mulți copii. Au venit și din Spania, și din oraș, și cei ce locuiesc acolo. Și se jucau pe tolocuță. O familie care avea mai mulți copilași acolo și a venit din Spania a fost bucuroasă că copiii ăștia care nu s-au văzut niciodată au primit copilașii ei care au venit din Spania. Adică s-au jucat cu ei, nu s-au certat, nu s-au bătut acolo. S-a dus la chioșc și a cumpărat mai multe dulciuri la toți copiii. A dat la fiecare copil în parte dulce. Toți copiii care au fost acolo dulciuri, s-au bucurat, s-au jucat, dar doi copilași când au primit în mânuță dulciuri, au spus mulțumesc frumos. Femeia aceea a rămas uimită. S-a dus la părinții copilor, au spus, copiii dumneavoastră să vă educați bine. Ce-au făcut? A spus mulțumesc frumos. Iubiți ascultători, Dumnezeu care este în cer și ne dă toate lucrurile ca bine cuvântări, așteaptă și din partea noastră același lucru. Mulțumesc frumos. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să învățăm lucrul acesta. Eu în direcția mea am avut harul din partea Domnului să mă predau la 23 de ani, fără ca nimeni din familia mea să fie întors la Dumnezeu. A fost un har din partea Domnului. Cu toate că mi-a plăcut viața, am făcut școală de curești, mi-a plăcut dansul, tot ce e pe pământul ăsta. Dar citind cartea asta, am dat de două versete care m-au marcat toată viața mea.
până în ziua de astăzi. Vreau să le citesc și să vă uitați și dumneavoastră la el. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 4 și 5, care cuvântul Domnului spune aici așa. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de repădat, dacă se ia cu mulțumire. Următorul verset spune, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciunea mea. Vreau să mărturisesc că am văzut aceste versete atunci și Dumnezeu mi-a deschis inima asupra lor. De atunci până astăzi, niciodată n-am mâncat fără să-i mulțumesc lui Dumnezeu. În momentul când se pune mâncarea în fața mea, eu știu că trebuie să mă rog și să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Eu vă dau aceea să faci la dumneavoastră, doi care, dacă n-ați obișnuit sau nu, n-ați făcut acest lucru în viața dumneavoastră. Uitați-vă ce frumos spune cuvântul Domnului aici. Căci orice făcură în Dumnezeu este bună și nimic nu este de repărat dacă se acum. Mulțumesc! Am fost internat la spital de multe ori, dar în Duhul meu am mulțumit. Merită Dumnezeu să fie prosperit și să-i mulțumim. Eu aș vrea ca fiecare dintre noi, în orice moment din viața noastră, sunt momente care poate nu ne plac. Să fii internat într-un spital, să ai o problemă familială. Dar Dumnezeu știe de ce ne trece de acolo. Să-i mulțumim. Și pentru că sunt atâția invitați și așa programul de bogat astăzi, eu n-am să am o predică să știu. Încă un gând am scurtut așa. În Romani, capitolul 1, iar e un verset care mi-a dat de gândit foarte mult. Și vreau să vi-l citesc. În Romani, capitolul 1, ascultați ce spune cuvântul Domnului prin versetul 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit. Repet, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au vedat la gândul de șarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Și mai vreau să spune că Dumnezeu de aceea i-a lăsat pragul. Iubiți ascultători, trebuie să mulțumim Dumnezeu pentru toate lucrurile. Amin. Și aș vrea ca să ne plecăm pe genunchi și partea fraților să se roage Domnului și să nu uite că trebuie să-i mulțumim Domnului. Amin. Amin. Ne plecăm pe genunchi și